Roxana, Serge Cuzencov și Quintetul Paradis au pregătit o surpriză pentru admiratorii muzicii bune. Artiștii se vor axa pe hiturile internaționale, cărora le vor da o haină nouă, și anume aranjamente în stil clasic cu o interpretare de estradă. Ceva nou și neobișnuit, așteptăm cu nerăbdare să vedem ce va ieși. Roxana se avântă într-un nou proiect. Interpreta va cânta alături de Serge Cuzencov și Quintetul Paradis. Artiștii își propun o abordare nouă a hiturilor internaționale, dar vor interpreta împreună și melodii din repertoriul Roxanei și a lui Serge. Cei doi vor să arate lumii întregi că dacă un interpret a abordat un format oarecare, acest lucru nu e bătut în cuie și un artist adevărat se poate lesne adapta unei schimbări de stil. Deci am primit o frumoasă propunere de a colabora cu ei și vă dați seama că n-am putut să refuz, pentru că îmi place foarte mult ce fac. Deci vor fi aranjamente în stil clasic, dar interpretarea va fi în stil de estradă. Este ceva inedit, dar Quintetul are și tobe. De asta este ceva foarte neobișnuit pentru Republica Moldova, deci noi suntem până când primii pe piață cu așa stil de muzică și îmi pare foarte bine. Am fost curioși să aflăm de ce Serge a ales-o anume pe Roxana pentru acest proiect și ne-a mărturisit că are o preferință aparte pentru ea. Eu am o preferință aparte față de Roxana, mai mult de atât nu vă pot spune. Avem un duet deja bine stabilit de ceva timp, un an și ceva probabil a trecut de atunci de când am împrimat. Doi ani, da. Eu stau prost la capitolul memorie. În primul rând, suntem compatibili, atât cât fizic, cât și vocile se cum... Tineri, frumoși, talentați și cu un simț al umorului foarte bun, Roxana și Serge chiar se potrivesc de minune și cântă în unison. O viață întreagă să-mi cânti tu și vreau să te ascult. Am surprins interpreții în noul format la un eveniment din capitală, unde au venit cu frumoase piese pentru publicul dornic și însetat de frumos. Ei bine, dacă suntem obișnuiți să-i vedem pe scenă în straie frumoase, mai rar avem ocazia să-i prindem într-o sală de repetiții, acolo unde masca de vedetă e lăsată jos și ies la iveală oamenii ce trăiesc în interiorul lor. Am întâlnit niște persoane simple, binevoitoare și foarte vesele. Noi venim doar, facem repetiții și plecăm, dar ea stă nopțile și lucrează. Ești foarte brava. Dar eu dorm. Mă va ține în tonus. El este atât de suplu și atât de frumos că nu o să vadă nimeni, să-i aduc slănină cu pâine pe la repetiții. Și... Serge. Șo, așa îți spuneam. Fizic suntem compatibili. Iar pe Roxana am prins-o exersând vioara. Alături de Roxana și Serge, desigur, erau și fetele din Quintet și n-am scăpat ocazia să stăm de vorbă cu una din ele, Natalia. Pe mine mă numesc Natalia Ermilena, eu sunt conducătoare artistică al Quartetului Paradis și mi-a apărut o idee foarte interesantă de a colabora cu interpreți noștri foarte talentați, pe care îi cunoaștem de câteva timp. O idee foarte bună, așa mi se pare că... Ne întrebam dacă următorul pas va fi realizarea unui videoclip comun, dar iată că la acest capitol se pare că vom avea de așteptat. Ei bine, o idee bună care a prins viață și cu siguranță va avea priză la public.